În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dacă vă puteți concentra un pic și închideți ușa, că eu chiar îs răcit și guturat și sigur și vouă vii fric. Iubiți credincioși, trebuie, până a vorbi despre Sfântul Ierarh Nicolae, să vă semnific următorul lucru. Din momentul în care atmosfera s-a răcit afară și colindele au răsunat la strană, a început și vibrația sărbătorilor de iarnă, marcată prin mai multe evenimente, dacă vreți, și pământești și duhovnicești. Pământești prin darurile pe care le primesc copiii, prin toate aceste artificii și luminițe care se aprind prin toate zonele urbane și rurale, deci pentru semnificația Crăciunului, adică a sărbătorilor de iarnă, prin pregătirea pentru aceste sărbători, fiecare forfotește ce să aibă, ce să-și cumpere, ce să-i trebuiască, cu ce prieteni se va întâlni sau vor veni. Iar din punct de vedere duhovnicesc, azi chiar m-am bucurat și am zis, uite că și-au adus aminte ortodoxii noștri că vine Crăciun. Au fost foarte mulți copii la împărtășit și foarte multe mame și părinți la spovedit. Un lucru frumos și demn de apreciat, pentru că pe ultima perioadă a postului e greu dacă se aglomerează, sunt și mai multe treburi și atunci să fac toate pe fugă. Însă, în momentul în care începe luna decembrie, după tradiția populară, se spune că Sfântul Nicolae este cel care își scutură barba. De ce? Pentru că în toată iconografia creștină el este reprezentat ca un bătrân și pe drept cuvânt era bătrân, că a avut 70 ceva de ani când a murit. Care în momentul în care vine sărbătoarea Sfântului Nicolae vine și frigul și primii fulgi de zăpadă. Și sper că această tradiție populară să o binecuvinteze Dumnezeu cu această scuturare a bărbii Sfântului Ierarh Nicolae și să ne bucurăm în sărbătorile de iarnă și de culoarea imaculată a zăpezii, care nu este altceva decât simbolul purității. Deci Dumnezeu curăță totul și îmbracă într-un alb necuprins minții noastre, că nimeni nu-și poate explica de ce zăpada e albă, ar putea avea și altă culoare, dar ea vrea să fie albă pentru că așa era pământul la început, când Dumnezeu a creat toată natura și toată ființa și tot ce era văzut sub soare și pus la dispoziția omului. Natura înduhovnicită. De aceea Sfinții au aureolă strălucitoare, cerul are aureolă strălucitoare, soarele are aureolă strălucitoare, stelele au aureolă strălucitoare și oamenii sfinți și babele sfinte au aureolă strălucitoare sau chipuri strălucitoare. Sfântul Ierarh Nicolae face parte din pleiada ierarhilor. Noi trebuie să știm că în ierarhiile cerești, exceptând lucrarea îngerească, deci cele trei triade, cele nouă cete cerești, în pleiada sfinților avem mărturisitori, ierarhi, mucenici, pusnici, postitori, temători de Dumnezeu și așa mai departe. Iată, s-au sfințiți mucenici, că pot să fie cu hirotonie. Iată de ce spun acest lucru, ca să înțelegeți că în această lună decembrie și finalul lunii noiembrie sunt toți sfinții mari ai anului. Acil vom găsi și pe Sfântul Spiridon, acil vom găsi și pe Sfântul Ioan Gură de Aur pe 13 noiembrie, aici îl găsim pe Sava, cel sfințit, cel care a făcut tipicul în toate bisericile și care m-am învrednicit să-i văd moaștere și să-i le atingem cu mâna și cu fruntea, deci întreg de 1000 și vreo 400 de ani în raclă, cu o față ca de pergament maro, parcă e de șervețel, deci întreg, întreguț, îmbrăcat, pus într-o raclă de sticlă la Biserica Sfântul Sava din pustiul Ierusalimului. După aceea, Sfânta Ecaterina, Sfânta Varvara, Sfântul Ignate Teoforu, la sfârșitul anului Sfântul Vasile cel Mare și apoi imediat în luna următoare și Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și toți marii sfinți pe care noi
În calendar îi cinstim uitându-ne doar când dezlegăm la pește, dar nu ce-or fi făcut în viața lor. Una din obiceiurile pe care le-aș îngădui și i-aș ruga pe drept măritorii noștri creștini ar fi și acesta. Ar fi bine și fiindcă este și greu de bani și nu stă banul la dispoziția omului oricum, nu trebuie să cumpărați toate odată, dar învățați-vă și puneți-vă în minte, decât să dați bani pe lucruri mărunte și nefolositoare, în fiecare lună să vă cumpărați viețile Sfinților pe luna respectivă, din economie, cât o fi 102 de lei cartea, dar să le aveți în casă și în fiecare zi să citiți viața Sfântului din ziua respectivă. E tot ca o pravilă, să știți. Ori faci paraclisul la ceaslov, ori faci o catismă la psaltire, ori citești viața Sfântului, e același lucru, e tot hrană duhovnicească. Și țin să vă spun că în momentul în care le veți cunoaște viața și trăirea, veți vedea că atunci și trăirea dumneavoastră va fi una autentică, pentru că te raportezi la, la Sfântul din ziua respectivă și poți să faci o comparație între lenea ta sufletească și străduința lui duhovnicească. E adevărat că avem și acum viețile Sfinților, televizorul, avem și acum acatistier, video, avem ceaslov, radio, avem psaltire, alte hangarale din astea, combină muzicală și așa mai departe cu CD-uri, dar astea sunt trecătoare. Ei, pe când toți acești sfinți sunt mărturisitorii noștri în cer și pe pământ. Sfântul Erar Nicolae este important nu prin faptul că e sfânt. Mi-a plăcut când a început cineva odată o predică și a spus: noi cinstim astăzi pe Sfântul Nicolae pentru că este un sfânt important. Nu există sfinți importanți și neimportanți. Există sfinți mari, foarte mari, foarte rugători și foarte puternici. Deci toți sunt sfinți. Iar în momentul în care ai dobândit harul sfințeniei și mai mult cu atât neputrezirea, deci e un dar dumnezeiesc desăvârșit, pentru că sunt sfinți care n-au dobândit neputrezirea. Noi ne închinăm doar la osemintele lor sfințite. Pe când Sfântul Erar Nicolae s-a proslăvit cu trup întreg și de unde putem confirma aceasta, nu ne poate nimeni minți, el a stat 500 de ani cu moaștele în Mira Lichiei, iar pe la 1087 italienii au făcut așa cum fac țiganii, au palmat. Deci au luat moaștele Sfântului, le-au dus la Bari în Italia, i-au făcut o dună de beton pe el, care ați fost pe acolo, poate ați avut ocazia să vedeți, și de ce îi spune izvorătorul de mir? Într-un anumit timp al anului, acolo se bagă ca un fel de sondă, ca un fel de ceva de luat, și să scoate mir din mormântul lui, care e ca un, așa, ca un lichid interesant, alb, transparent. Am primit și eu odată într-o sticluță cu mulți ani de la cineva care avea pile pe la Italia. De un miros foarte frumos și este mirul care se scurge din moaștele Sfântului, dar nu în tot timpul anului, în anumite momente importante, și numai atunci se extrage acel mir și se miruiesc credincioșii. De ce v-am amintit lucrul acesta? Sfântul Erar Nicolae a fost semnificativ în istoria Bisericii noastre ortodoxe prin mai multe însușiri speciale duhovnicești. Mai întâi de toate a fost un model de erar, ca să știți. Și când mă refer la model de erar, mă refer la modul cum trebuie să trăiască un păstor între oile sale. Și dacă vă uitați în viețile Sfinților, vă amintesc așa speculativ doar miluirea fetelor care nu trebuia să ajungă desfrânate, tatăl fiind sărac și el intrând și aruncând noaptea punga cu bani, care s-au căsătorit toate și s-au dus la casa lor, de aceea a rămas șocrotitorul fetelor care vor să se căsătorească. Apoi, în momentul când în Mira Lichiei, spre zona Patarelor, de unde s-a tras Sfântul la Patara, a venit o secetă și o foamete mare, el îndemna noaptea corăbierii de pe mare să arăta și spunea: duceți acolo că e nevoie, găsiți negustoreală bună, și îndrepta corăbile cu grâne spre ținutul lui. A îndrăznit și l-a înfruntat pe împăratul Constantin I în vis, și i s-a arătat: nu chinui pe acești oameni că sunt nevinovați, ați văzut în acatist, deci este un judecător drept. A fost îndreptător al credinței, apărând dumnezeirea lui Hristos de erezia lui Arie, care spunea că Iisus Hristos este o creatură superioară, dar nu este de o egalitate cu Tatăl.
Aceasta stă la baza primelor erezii creștine, imediat în primele trei secole. Iar acest nenorocit, ca să-i spun așa, de arie, care se credea mare teolog duhovnicesc și nebunise toată lumea la vremea respectivă, era un curent al ereziei lui, a fost înfruntat și de acest sfânt erar Nicolae, care ușor sărit din firea lucrurilor, i-a tras așa două palme și l-a întrebat pe care ai simțit-o mai bine. Deci că au fost amândouă la fel, așa e și tatăl și fiul. Adică l-a botezat. În momentul în care a săvârșit acest lucru, tradiția și viețile sfinților consemnă că băgat în temniță fiind de împărat, era o insultă în fața împăratului să aduce o calomnie, o jignire, o... cum se numește când lovești? Ai atentat la viața persoanei, deci la integritatea și la sănătatea lui, deci l-ai lovit. Băgându-l în temniță, Maica Domnului personal s-a arătat noaptea și i-a dat omoforul, iar Mântuitorul Iisus Hristos, Evanghelia, spunând, bine ne-ai apărat, bucură-te alesule al lui Dumnezeu. Și a doua zi, venind împăratul și slugile și văzându-l cu omofor și cu Evanghelie, și-au dat seama că-i semn Dumnezeu și l-au scos din temniță. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să vedeți că nu era un om de rând doarecare. În momentul când s-a născut, și aici iarăși pun accentul pe ceea ce noi credincioșii trebuie să știm, numai din părinți credincioși vom scoate oameni credincioși, din părinți educați, copii educați, să nu așteptăm din copii de-a bani gata și cu sclifoseli să iasă sfinți. Sfântul erar Nicolae s-a dovedit și chiar cerusem cartea să citesc, să nu cred că e la alt sfânt și să greșesc, cu aveam în minte. Demititel din pântecele mamesii avea anumite apucături dumnezeiești, pentru că mama îl simțea când se zbătea în pântece, iar la naștere și-a permis să facă figuri, adică nu vrea să se integreze în lumea copiilor. Miercurea și vinerea nu vrea să sugă până seara. Iar seara când sugea, sugea fie ori din sânul stâng sau din sânul drept, numai de la un singur sân. De ce? Ca să arate că respectă acele zile de post. Și ce să arate? Că rahitismul, lipsa de calciu, lipsa de fier și anemia sunt boli drăcești, nu duhovnicești. Adică când crezi suficient în Dumnezeu, dacă ai ajuns să mănânci mâncare de post bine îngrijită și fructe, nu mori și poți să duci postul ușor, nu scuzându-te, părinte, sunt bolnav și nu pot să postesc. Except în diabeticii, care acolo e altă problemă, care nu te joci cu acele creșteri de insulină care duc la comă. Mă refer la bolile moderne. Păi te suferi cu stomacul, cu ficatul, sunt anemic, sunt polemic, sunt trândav, sunt leneș, adică boierii din astea. Un alt lucru s-a distins prin comportament social. Școală, biserică, credință, evlavie, respect, smerenie. Deci iată ce trebuie să găsești la un tânăr modern. Nu tăiat cauciucurile la vecini, nu furat casetofoale din mașini, nu bătut discotecile, nu fumat droguri pe nas sau iarbă. Deci avea o cu tot o altă ocupație puțin mai conservatoare. Încât unchiul său, simțindu-l, l-a luat pe lângă el și l-a format bătrân fiind, făcându-l preot, diacon, urcând în ierarhiile acestora a treptelor pământești, și făcând din tânărul Nicolae născut, abia la 270, la 325 era deja ierarh în sinod. Deci la 50 de ani era în sinodarele sinode la Nicea. Făcând ierarh al acelor locuri și spunând așa, Sfântul Nicolae, nu sunt vrednic pentru treapta aceasta, dar unchiul s-a arătat explicând că va fi biruitor de popor, deci va fi biruitor de creștini și de erezii, de cum să spun eu, stăpânire asupra diavolilor, și în același timp a spus, eu văd un soare răsărind la răsăritul și la orizontul bisericii. Ce? Avea să fie unul din mari străluciți ierarhii bisericii noastre, care nu numai hramuri de biserici. Chiar aseară m-am uitat asupra unui lucru și am să vă spun mare mirare și ce m-a surprins, sau poate vi se pare o glumă.
Numai județul Vaslui are 60 de biserici cu hramul Sfântul Nicolae și nu e un județ așa de mare. Deci i-a plăcut să-și aibă hramul în locurile sărace. Nu i-a plăcut să șadă între boieri cu limuzine străine, nu că ar fi ele, n-ar fi bune. Dar și-a ales smerenia, că așa spune, ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate. Și mă uitam aseară pe o rază de un kilometru, că întrebam de cineva, păi, dar de ce n-a venit cu tare la hram? De ce n-a venit cu tare la hram? De ce n-a venit cu tare la hram? Părinte, zice, ne pare rău. Aici, în jurul comunei noastre, sunt 5 biserici, toate cu hramul Sfântul Nicolae. Deci, comuna este una singură, iar toate cele 4 sate, toate au hramul Sfântul Nicolae, una după alta. Deci și cea din satul mic, și cea din satul de alături, și din satul din deal, și din satul din vale. Băi, asta e. Deci este popular între oameni, este cinstit de popor, este cunoscut de popor, respectat de popor, dar să știți că știe Sfântul Erar Nicolae să dea și lecții de logică. De ce vă spun acest lucru? Pe lângă faptul că este făcător de minuni și apărător al dreptei credințe și este îndreptător credinței și chip blândeților, cum poți să numești chip blândeților pe un erar care îl căpăcește pe un eretic în mijlocul unui sinod? E clar că e ultra recalcitrant, virulent, irascibil, mânios, isteric, cum folosim noi termenii, nu? Lovește cu credință acolo unde putregaiul se mulțește. Spune Ioan Gură de Aur, cu sectarul la masă să nu stai bună ziua, să nu-i dai, iar dacă l-auzi hulind, pocnește-l peste bot să sfințească mâna. Aceasta a împlinit Sfântul Erar Nicolae, cu toate că Sfântul Ioan Gură de Aur avea să o spună mai târziu, cu aproape 70-90 de ani. De ce v-am spus lucrul acesta? După moartea părinților, doi credincioși evlavioși, Teofan și Nona, Sfântul Erar Nicolae împarte toată averea sa săracilor și acest lucru îl va face toată viața lui. În schimb, minunile legate de Sfântul Erar Nicolae sunt nenumărate. Eu am doar una, două sau trei care întotdeauna mi-au plăcut și m-au marcat ca mod de exprimare a voinței Sfântului, pentru că este, v-am spus, este un sfânt ironic, știe să șfichiuiască atunci când omul își depășește atribuția. Și tocmai de aceea face și minuni pe măsura slăbiciunii fiecăruia. Se spune că într-un schit erau doi frați săraci, amărâți, lipiți pământului, care mereu se rugau la Sfântul Erar Nicolae să-i aducă darul, să aibă din ce trăi. Și în miezul iernii, când crăpa cremenea și lemnele trosneau de puterea gerului, flămânzi și fără un codru de pâine, frații nu primesc de la Sfântul Nicolae absolut nimic. Și intră cumva în descumpănire, cum facem și noi creștini. Și dacă m-am rugat și n-am reușit, ce am rezolvat? Ei, aceștia nu s-au gândit așa, au zis așa. Dacă totuși n-am meritat nimic de la Sfântul de sărbătoarea Lui, hai să mergem în sat, zice, să cerșim ceva de mâncare, să nu murim de foame. Era o iarnă grea. Și ieșind din pădurea schitului și mergând spre prima așezare, localitate din preajma acelui așezământ călugăresc, întâlnesc un om în drum cu un mort. Și mort, cel viu se ruga, fraților, sunt lipsit pământului, e vreme de iarnă, ce să fac cu ăsta, n-am nimic. Duceți-l la voi la mănăstire, măcar și îngropați-l acolo să nu stea hoitul lui să-l rupă fiarele. Cel mai tânăr, neformat suficient duhovnicește, zice, dar noi ce să facem cu el? N-avem ce să-i dăm și noi suntem la fel de calici ca tine. Dar fratele mai mare, care era mai spărit, a zis, dragă, nu vorbi cu păcat. N-avem să-l îmbrăcăm sau să-i dăm ceva de pomană, dar slujba mormântării putem să-i o facem. Haide înapoi, ia-l în spate și hai la schit cu noi. S-au dus la schit, au îngropat mortul, au făcut o groapă cum au putut, vă dați seama ce înseamnă ger și în mijlocul iernii,
Au pus mortul acolo, i-au făcut parastasul cu o prescură și un capăt de pahar de vin și o lumânare, l-au astupat, i-au pus cruce la cap și s-au pornit din nou să plece la cerșit. Dar apucându-i seara pe drum, a zis, frate, o să ne mănânce fiarele, hai să ne întoarcem în schid să ne odihnim, că și așa suntem obosiți. S-au pus și-au ațipit. Și ce a visat fratele mai mic? I s-a arătat Sfântul Ierar Nicolae în vis și a spus așa, frate, ați îngropat ieri un mort și nu i-ați spus bine cele creștinești pe piept. Dezgropați mortul, așezați-i frumos crucea și mâinile, trageți-i voalul pe față după rânduiala creștinească și apoi îngropați-l din nou. Ăsta s-a dus la egumenul, la fratele mai mare și a zis, uite ce am visat astă noapte. Sfântul Ierar Nicolae ne-a spus că noi n-am pus mortul după rânduiala creștină în groapă. Frate, dacă așa a zis Sfântul, hai să facem și asta, dar iară frig, iară oboseală, o să murim aici de foame, nu mai avem nimic în rezerva magaziei. Au destupat până au ajuns la scândura sicriului și când au desfăcut scândura sicriului, în locul mortului era plin sicriul cu bani de aur. Iar pe bani ce scria? Un dar de la Sfântul Nicolae. Deci ce iese în evidență din această pildă? Că un calic nu trebuie să stea numai cu mâna întinsă, ci sărac fiind, măcar mila sufletească să o facă, să fie credincios, să fie vlavios și din sărăcia lui să fie în stare să dăruiască măcar o mână caldă, cum spune Arsenie Papacioc, sau o vorbă bună. Nu, eu mi-am pus palma în obraz că eu sunt sărac și toată lumea trebuie să-mi dea și eu n-am nicio responsabilitate. Nu e așa. Deci Sfântul Ierar Nicolae ne educă în mod creștinesc că și sărac lipsit pământului fiind, ei din fărmătura ultima pe care o ai și dai pentru cel de aproape, că atunci de-abia Dumnezeu îți înmulțește sporul, nu stând la colțul străzii și strângând. Pentru că aceea nu e milostenie, aceea e șmecherie. Deci iată un semn prin care Sfântul Ierar Nicolae arată când și cum trebuie făcut bine. O altă întâmplare importantă, spun eu, și frumoasă, ca talent duhovnicesc, un negustor, prins fiind prizonier într-un ținut al Rusiei, în zona Caucazului, era condamnat la moarte prin împușcare. Scotocit fiind, știți, când se aduce prizonierul la împușcare, trebuie să-i lege ochii și să iei de la el obiectele personale. Într-un buzunar a fost găsită o iconiță cu Sfântul Nicolae. Cel care ordona împușcarea avea și el evlavie în taină la Sfântul Nicolae, Rusia fiind țară comunistă bolșevizată de frații noștri din răsărit, mai tari ca rușii, care deja îi făcuse atei convinși prin stalinism. Și când a văzut icoana Sfântului Nicolae, a întrebat, cine e ăsta? Ce ocrotitorul meu. Ce fel de ocrotitor? Păi este Sfântul Ierar Nicolae, zice, eu mă rog la el din copilăria mea. Știi că sunt interzise icoane, aș putea să te împușc pe loc. Oricum voi muri, dar în el cred. Și a spus, dacă crezi în el, ce poți face? De ce nu te rogi la el să te scape? Îndrăznesc generale să-ți spun că mă pun chezaș pe el, că dacă mă slobozi și nu mă umori, decât să cheltui un glonte cu mine, poți să ceri un preț al răscumpărării mele și mă jur pe Sfântul Nicolae că ți-l dau. Ăla când a auzit că e vorba de un ban și acolo sărăcie și nenorocire în zonele acelea sărace și înghețate, a zis, da, 8 galbeni și ești liber. Îți promit pe cinstea mea de creștin și pe măreția și puterea Sfântului Ierar Nicolae că îți voi trimite cei 8 bani de aur. Și i-a dat drumul. S-a făcut că a împușcat în aer, că a căzut, ăla a plecat de acolo, celălalt s-a ridicat și a plecat în drumul lui. Au trecut 3 ani. Generalul din când în când, în activitățile lui misionare comuniste, deci de ateizare a poporului rus,
Mai trecea prin câte o biserică și unde vedea icoana Sfântului Nicolae, scuipa în icoană și spunea: creștinul tău m-a mințit. Tu te-ai pus chezaș pentru el. Și pleca mai departe. Era un mod de a-l insulta pe Sfântul Nicolae pentru nesimțirea acestui om. Și ce credeți? În anul următor de Sfântul Nicolae, pe când prizonierul stătea liniștit la casa lui și se plimba prin ograda curții făcându-și treburile, o mână puternică la pucă de spate și îl izbește jos în chip nevăzut și îi spune: să suport mizeria și nerușinarea ta pentru că n-ai cuvânt de creștin? De ce nu-ți plătești datoria? Ăla a pus-o pe seama unei halucinații, s-a culcat pe ureche și n-a dat importanță. Al doilea an, în ziua de Sfântul Nicolae, la fel. Venea de la târg. Și în momentul când se ajungă undeva unde era chiar mai mulți oameni, din nou o mână puternică îl smulge de pe calul unde era călare, îl trântește jos de-i trosnesc oasele și iarăși se aude: să suport eu insulte pentru nesimțirea și lipsa cuvântului tău și lipsa bunului simț, de ce nu-ți plătești datoria? Și iarăși l-a lăsat în pace. Ăsta iarăși a pus-o pe seama nu știu ce. Dar ajungând acasă, în aceeași zi, îi povestește femeii întâmplarea care a avut-o în mijlocul târgului, în văzul tuturor, și femeia îi spune: mă, nenorocitule, nu tu mi-ai povestit cu ani în urmă când erai prizonier că un general ți-a dat drumul în schimbul la 8 bani de aur și ai pus garant pe Sfântul Nicolae? Ăsta își aduce aminte și zice: dar ce zi e azi? Să uite în calendar sau să, mă rog, în ce să uite el și spune: dar chiar azi e Sfântul Nicolae. Dar știi ce zice? E, lasă, ce, doar n-am făcut niciun rău, nu ești dator cu nimic. Unde scrie că trebuie să omori? Și al treilea an de Sfântul Nicolae, apare Sfântul Nicolae în persoană, îl ia de pept și îl întreabă: oare crezi că sfinții pot rămâne de minciună, precum voi, credincioșii, care cu nesimțire vă dați cuvântul și jurământul și îl călcați? Dăm cei 8 galbeni acum în mâna mea, că altfel aici ți este sfârșitul, aici mori și mergi în fundul iadului. De frică a scos din buzunar cele 8 monezi, le-a pus în mâna Sfântului și Sfântul s-a făcut nevăzut. Și în clipa în care generalul tocmai trecea printr-o biserică, într-o zi oarecare, și se uita la Sfântul Nicolae și din nou trage un scuipat din ăla comunist: sfinți, tu te-ai pus chezaș pentru el și nici azi nu mi-a dat datoria. Și îl scuipă pe Sfânt. În clipa aceea din icoadă cad cele 8 monezi, zângănind în biserică jos, și se aude o voce: ia-ți-le, mă, mi le-a dat mie și am întârziat eu să ți le aduc. Deci ca să-l acopere pe creștin. Deci vedeți cât bun simț și câtă manieră într-un sfânt față de nesimțirea unui ortodox, nu în datoria față de un om, față de Dumnezeu care ne suportă și ne tolerează nesimțirea. Pentru că sfinții pururea se roagă pentru noi. Știi, noi furăm: Doamne, iartă-mă, Sfinte, iartă-mă. Noi curvim: Sfinte, iartă-mă. Noi înjurăm: Sfinte, iartă-mă. Ne mâncăm între noi ca draci: Sfinte, iartă-mă. Și ei duc la Dumnezeu mesajul: mai iartă-i și acum, mai iartă-i și acum, mai iartă-i și acum. Și Dumnezeu, crezi că ce le face sfinților? Creștinii voștri. Uite aici. Asta faci. Și sfinții îndură această rușine. Și ultima minune, ca să vedeți că sfinții sunt cu adevărat hazlii și minunați, deci ei ne iubesc și sunt ca și părinții noștri, un boier ateu, asta chiar o știu de mult și este și veche, a intrat... De ce vi le-am spus? Ca să vă deconectez, să-l înțelegeți pe Sfântul Nicolae în calitate de binefăcător,
și om cinstit, adică să nu-l înțelegeți pe Sfântul Nicolae cum majoritatea oamenilor s-au dus ieri și au umplut carfururile de jucării și le-au pus în papuci și copiilor. Aia e o taină, e o tradiție. Sfântul Nicolae este un apărător al dreptei credințe, deci el nu este un distribuitor administrativ de jucării copiilor. Noi îl coborâm la nivelul acesta și nu e o supărare, dar vrea să fie respectat și în autoritatea ierarhică și în autoritatea dogmatică în ceea ce privește dogma și învățătura bisericii. Pentru că el a fost mai întâi slujitor al lui Hristos și al altarului bisericii milenare de 2000 de ani. Deci el n-a fost numai un moș care dă de pomană. Pomana este o faptă bună care te unește cu cerul. De aceea a făcut milostenie. Dar nu că prin aceasta a fost cinstit că știa să facă pomană. Că și PSD-ul și PDL-ul dă pomană, dar n-au credință. Sfântul Ierarh Nicolae, în primul rând, ne dă credință. Și în clipa în care boierul ateu intră într-un anticariat, vede o icoană cu Sfântul Nicolae. Habar n-avea cine. Și îl întreabă pe anticar, cine e ăsta? E un paznic. Păi și ce poate face? Păi cum, bă, prostule, ce poate face? Îl pui la ușa ta, pe perete. Îi pui un borcan cu ulei, îi pui o feștilă să ardă, că așa vrea să mănânce, nu-i place altceva. Și spăzăște casa. De ce-i vorbea ăla așa? Că știa că e ateu și l-a luat prin învăluire știind că e bogat să-și vândă icoana. În clipa în care l-a dus acasă, boierul l-a bătut la ușa casei pe perete la intrare, i-a pus un lighean mare cu ulei, i-a făcut o feștilă și i-a zis așa, fecior, eu plec că am negoț, îmi păzești casa. Voi socoti eu cu tine când mă întorc. S-a suit în vapor și a plecat cu darul, cu, mă rog, cum se făcea negoțul, nu ca acum, cu trenul, cu mașina de marfă, cu microbuzul. Hoții care au văzut de multă vreme icoana acolo, întâi au jinduit la icoană, dar a zis, dacă ăsta ține o icoană așa de valoroasă la ușă, ce-o fi având în casă? Și i-au spart un geam al casei și au furat toate obiectele de valoare din casă, lăsând casa goală. Când s-a întors boierul de unde era plecat în negoț și a văzut vraștea din casă, totuși cu o doză de bun simț i-a spus, vezi că nu ești parolist? Cât ai cerut, eu ți-am dat. Ți-am pus mâncare din destul. Tu nu mi-ai păzit casa. Eu te iert. Și să nu spui că te dau afară așa, fără să-ți dau o șansă. Uite, îți dau un singur ordin. Să-mi prins pe cei ce mi-au furat casa. De acum așa sunt păgubit. Și-a plecat din nou la ale lui, lăsând casa așa dehămată, cum era, nici nu l-a mai tras inima, s-a dus într-un alt domeniu. Hoții respectivi, văzându-l pe boier la crâșmă, bând de necaz o cinzeacă, a zis, băi, și așa boierul la crâșmă, hai să-i furăm icoana aia, că și așa stă degeaba acolo, tot luăm un ban pe ea, dacă o dăm într-un anticariat. Și cât boierul își bea vodka în crâșmă, au sărit toți trei gardul, s-a dus primul să pună mâna pe icoană și a zis, băi, cam grea, vino să mă ajuți. Au împins amândoi și a zis, băi, cam grea, vino și tu să o smulgem din perete. Și atât a așteptat Sfântul Nicolae. Când au pus toți trei mâna pe icoană, i-a înțepenit acolo. Și n-au mai putut lua mâna de pe icoană, nici să meargă. În clipa în care au dat să plece și au dat seama că sunt imobilizați. Și au început să zică, hai, dă-ne drumul, că n-avem nimic cu tine, uite, te lăsăm aici. Sfântul mut. Apare boierul. Și când îi vede acolo, mărmurește. Și ce-i cu voi aici, mă? Păi știi, boierul, uite, așa am vrut și noi să venim până la tine și nu ne-am dat seama și nu știu ce. Și spune, azi mă lăsați prostia, mă. Voi ați furat din casă. Crezi că nu știe paznicul meu ce face? Repede, spuneți unde sunt toate lucrurile. Da, să știi că noi le-am luat, dar uite, dacă îl rogi să ne dea drumul, le aducem înapoi. Zice, paznice, dă-le drumul. Ești vorba acolo, țapii.
Știi, boierile, roagă-te să ne dea drum. Mă, voi, eu cred că voi mințiți. Când au văzut ăștia că nu-i de glumă, că Sfântul le știa gândul că-s fals, le dă drumul și pleacă, nu le dădea drumul din înțepeneala respectivă, din cum i-a prins acolo. Și la un moment dat le spune boierul, ia făgăduiți-vă voi înaintea paznicului meu, care nu-i orice fel de paznic, vedeți că el e mai ciudat așa, că dacă nu veniți înapoi să aduceți toate averile, nu vă dă drumul de aici. Și la care ei, paznice, te rugăm noi, dă-ne drumul, că-ți promitem pe numele tău că venim înapoi. Și în clipa aia s-au desprins mâinile de pe icoană. Dar n-a fost numai atâta. S-au și făcut creștini de treabă, că au văzut că e vorba de o minune. Ei știau că aia e icoană, boierul nu știa, știa că ăla e paznic. De ce? A vrut Sfântul să demonstreze că și atunci când pui mâna pe o icoană și juri fals, și minți și nu spui adevărul, poți să te trezești cu o surpriză dumnezească, din care și noi avem multe mergând la tribunale și punând mâna pe Biblie ca pe cartea de jucat poker. Deci să avem mare grijă că aceste cuvinte dumnezești se vor aduna într-o zi pe spinarea noastră și vom da socoteală. Și ca să vedeți în încheiere că Sfântul Nicolae este bun și omenos, doi bunici mititei dintr-un sat amărât, ca vai de ei, cu casă, cu stuf și cu două găini, o gradă și un câine bătrân în șopron, în fiecare an făceau puțină masă cu un pește și două pâini pentru Sfântul Nicolae la săraci. Și într-o zi, când s-a apropiat Sfântul Nicolae, a zis bătrâna către bătrân, de o viață dăm de pomană lui Sfântul Nicolae. Dar parcă de data asta nu s-a gândit la noi că vine praznicul lui, oare ce să-i mai dăm de pomană? Și bătrânul zice, auzi, decât să dai covorul ăla bun peste sicriu când vei muri, de-aia să-l duc în târg, să-l vând și facem praznic lui Sfântul Nicolae, că e mai mare pomana decât dacă le iau vecinii și-l vând după moartea noastră. Și-a luat moșneagul țesătura în spate și-a plecat, știți ce sunt alea covoare de lână, gen Moldova, care se țeasă în stative cu spate, deci cu în două ițe, în patru ițe, niște covoare grozave. Mănăstirile mai fac acum, că femeile de rând stau la televizor, la telenuvele. Și se duce în târg și când intră la poarta târgului, un bătrân simpatic, moșule, de vânzare covorul, de vânzare, cât vrei pe el? Doi poli de aur. Ia șase și dă-mi-l mie, că tare e frumos. Moșul bucuros că i s-a dat din prima așa o ofertă, a pus bănuții la teșcherea, a luat un singur pol și a luat pește, pâine, o sticlă cu vin, ceva verdețuri și tai-o acasă. Pe când baba stătea în pragul casei să vadă dacă vine moșul, intră bătrânul respectiv și spune, babo, ia-ți covorul ăsta și pune-l să nu plouă pe el sau să ningă, că zice, nu l-a vândut bătrânul tău și fiind obosit, m-a rugat să-i-l aduc mai repede, zice, să-l pui la locul lui ca să nu-l piardă sau să el fure cineva. Și bătrâna se duce la Sfântul Nicolae și zice, dar chiar n-ai avut tu grijă, zice, să vândă covorul ăsta, doar știi că vrem să facem o leacă de praznic. Uite, nu o să facem, na, ce să facem? Nu o să facem praznic, de data asta n-ai să mai mănânci. Și la un moment dat intră bătrânul cu desaga în spate. Dar ce faci, moșnege? Păi vii unde la târg. Și de unde ai cumpărat alea? Ce înțele a dat? Păi am vândut covorul, zice. Cum? L-am dat cu 6 poli de aur. Și cui l-ai dat? Nu știu, zice. Când am intrat în marginea târgului, un bătrân frumos m-a întrebat dacă e de vânzare, i-am spus că e 2 poli, el mi-a dat 6. I-am luat și am plecat. Nu m-a interesat, zice eu. Mi-am făcut cumpărăturile și am venit acasă. Da, zice, a venit un bătrân la poartă așa frumos, cum spui tu, și mi-a dat covorul și a spus, l-ai vândut și să-l pun la locul lui. Când se duc amândoi și se uită la covor, de-abia atunci își dau seama că Sfântul Ierar Nicolae a luat chip de om, a cumpărat covorul, le-a dat banii, a adus covorul acasă că le trebuia la mormântare și a făcut și praznicul. Iată, ăsta e modul sfinților de a răsplăti credința curată. Deci în încheierea acestei predici vă spun un lucru. Învățați să aveți credință simplă, sinceră și curată, că atunci și Duhul Sfânt lucrează în noi. Amin.